Într-un material difuzat astăzi, câteva persoane din Casa Mireasa discutau despre voturi și făceau strategii. Zi, mă, bunii, semnezi pentru plecarea noastră acasă? Da. Noi trei să ne dea o dată afară, eu sâmbătă. Da. Eu da, semnez. Nu pune mamele să voteze, să vezi ce... Pac, o votăm pe Anda, bunii. Sac, pac. Păi eu nu mai am șansă acum. Păi de ce? Păi vine eliminarea de față după aia. Păi asta am zis. Lasă să ieșiți așa frumos de mâine toți trei și mai taceți din gură. Dar dacă vorbesc cu băieții și le rog să mă voteze, că să plec acasă și nu mai sunt în top. În primul rând, nu ai voie să faci asta. În al doilea rând, cu referitor la top, aleg susținătorii și ar trebui să mulțumești pentru asta. Da, nu mulțumesc. Așa. Și în al treilea rând, voi să plece acasă, nu? Ok. Bineînțeles că acest aspect nu putea fi trecut cu vederea, așa încât în timpul emisiei live, doamna Dana, bunica Elena și Iana erau chestionate în acest sens. Așadar, doamna Dana. Prezent. Doamna Elena. Iana. Și martorii Anda și Leo. Ați încălcat regulamentul. Și Andrei, că era și el martor, dar cum amendamentul că Leo și Andrei au spus să nu discutăm despre asta. Ce faceți, doamna Dana? Strategii? Ca să vă citesc? Încercam. Pe cum? Da. Care este care a fost primul lucru pe care vi l-am spus eu în prima gală lăsată pe pământ în acest sezon? Ce v-am spus eu, doamnelor? Mai țineți minte? Nu se vorbească despre voturi, nominalizări. Este un regulament care trebuie respectat. Și ce s-a întâmplat, doamna Elena? Am vorbit. Glumeam. N-am făcut nimic strategic. Vorbeam. Ați vorbit contra regulamentului. Okay. Acum, sigur, acum, oricine poate să vorbească și să dea în glumă. A, dar nu că eu glumeam. Nu, părea deloc glumă. Adică părea chiar o treabă serioasă. Hai că ne-a săturat de stat aici. Și cum să reușim să plecăm toți trei? N-avem cum să plecăm toți trei odată. Atunci dăm fata afară și după aia ce să mai facem? Deși... Poate să dai fata afară și să rămâneți până în ziua finalei voi. Adică nu e nicio garanție că îl mai lăsați și pe băiatul ăsta fără iubită. Bun. Evident că orice regulă încălcată se lasă cu o sancțiune. Așadar, pe toată lumea din Casa Fetelor. De data asta a căzut ghinionul pe Casa Fetelor. Pedeapsa este în felul următor. O să se întâmple fix ce nu v-ați dorit. Adică Anda și Iana, aveți imunitate. Prin urmare, băieții nu vă pot nominaliza. La următoarea cursă de eliminare pentru fete, Anda și Iana au imunitate. Și tot la următoarea cursă cu eliminare, se ridică imunitatea fetelor care vor fi la următoarea cursă, adică sâmbătă, pe primele trei locuri. Ca să știți, că e bine să respectați altădată și regulile. Așadar, ca să mai repet, de obicei fetele aflate în primele trei locuri au imunitate, da? Prin votul publicului. Ei, la următoarea cursă, fetele nu vor mai avea imunitate în afară de Anda și Iana. Așadar, dacă discuția despre strategie a schimbat un pic regulile jocului, apăreau și comentariile concurenților. Mult a fost, puțin mai este, credeam. Poate plecăm de aici câștigați. Indiferent ce să fie. Indiferent de rezultat. Dar cu siguranță, dacă vrem, câștigați, plecăm. De asta sunt sigur. Nu știu, eu de exemplu nu mai sunt așa vulcanic, am învățat să mă controlez mult mai bine, nu mai dau curs la orice. Sunt mult mai, nu știu, mai calculat, am văzut și pe viu, adică eu am mai văzut lucrurile astea. Înseamnă alianțe, strategii, cum gândesc unii, eu fac foarte multe analize pe oameni. Deci clar sunt în câștig. Și la fel și tu. Ai trecut pe momente grele, nu vreau să mă repet, știi foarte bine. Ai trecut, ai suferit, ai plâns. Deci Iana și Anda nu. Și cine rămâne de... Restul fetelor, da? Scuze dacă
Gen, cine votează? Votează... Băieții. Să nominalizeze fata? Da. Gen, că își dorea să plece acasă, dar până la urmă nu-și dorea Anda să plece acasă, că își dorea cineva. Sau poate vrea să facă cumva scandal între voi, că gen să vadă dacă dați în cupluri. Și aș putea să dau acum. Iar reacțiile continuau, unele în glumă, altele mai în serios. Vai, de capul meu! Vino și dă-mi un pumn în gură, că nu mai rezist. M-a rezolvat pe mine. Așa este. Auzi, mamă, ce se întâmplă acum e altceva, nu e de fapt asta. E alt motiv, dar o să-ți spun când o să pot. Sabri, ești supărată pe mine, nu? De ce? Că intri la eliminări. Da, fix eu intru. Și dacă vreți să mă eliminați, nu mă elimin oameni de afară, deci pa! Bă, dar nu puteam să tac, mă! Ce e supărată? De ce să fiu supărată? N-ai voi! Credeți că voi faceți aici regulile? Voi? Da, voi. Păi tocmai, și atunci de ce să fiu supărată? Și atunci? Voi, dacă atâta noi știți să vorbiți și altceva nu deci știți. Eu n-am voie să mă duc acasă? Că mă ții tu? Care-i treaba ta? Ți-am vorbit de tine ceva? Nu e nicio treaba mea, asta spun, că nu mă interesează. Doar că pe oreche vă intră pe alta băieste, asta e a 10-a oară de discuție. Time out. Mai rog în copii. Capricile iubirii. Te-ai dus departe. M-am dus departe. Am revenit. Așadar, haideți să încercăm să comentăm puțin pe marginea materialului pe care l-am văzut. Vreau să vă mărturisesc că sunt cel puțin două idei contradictorii pe care aș vrea să le discutăm și eu personal nu le-am înțeles foarte bine. Și aici mă refer la doamna Dana, care și-a dorit atât de mult să, sau își dorește, își manifestă intenția de a, de a ieși, deși a ajuns într-o situație în care, pe care și-o dorea ca Leo să fie într-o relație liniștită, să-l vedem liniștit și nu înțeleg totuși cum vedeți lucrurile acum, având în vedere că e o situație favorabilă dumneavoastră. N-aș zice că este neapărat favorabilă. Este. De o parte și de alta, se contrazice una cu alta, dar mă rog. Eu vreau să merg acasă pentru că sunt liniștită, pentru că nu mai pot să merg mai departe, simt că nu mai pot să fac lucrul ăsta și nu neapărat din alt motiv că da, este într-adevăr bine Leo la momentul acesta și tocmai asta mă liniștește și din cauza asta aș vrea să merg acasă neapărat. Dar știți că lucrurile nu se pot întâmpla exact așa cum vă doriți dumneavoastră și totul se întâmplă conform unui regulament și eliminările sunt de asemenea conform regulamentului. Absolut, știu lucrul ăsta, dar n-am știut că o să se întâmple asta, dar... Nu e vina mea, atunci, vreau să merg acasă. Tot demersul ăsta nu credeți că este inutil și că, de fapt, ar trebui să încercăm să ne concentrăm pe ceea ce am construit în lunile astea. Ați avut, totuși, foarte multă zbatere aici în interior și, având în vedere că nu se poate și că lucrurile nu pot sta la îndemâna fiecăruia, poate ar trebui să schimbăm puțin optica. La momentul acesta consider că este inutil, dar s-a întâmplat deja. Ce să vă spun? Valentin, poți să dai în cupluri acum? Aș putea, nu, în cupluri era vorba de conflictul pe care l-am avut cu Giovanna. Așa. Mă așteptam oricum. A zis la că aș ce? Putea să fac chestia asta? La ce anume te așteptai? Chestia asta, că gen, ea a fost mereu pe primul loc. Nu am zis că la el mă așteptam. Mă așteptam așa, dar am zis că totul decurge cum trebuie să decurgă. Nu consideră că cineva face jocurile de aici. Spectatorii tot timpul ei decid. Da, și apropo de spectatori, mie mi se pare că în ciuda acestor animozități, zbateri care au fost pe toată durata petrecută de voi aici, exprimarea acestei dorințe tot timpul de a părăsi casa atunci când sunt nemulțumiri, atunci când sunt dezamăgiri, nu face altceva decât să-i bulverseze și pe ei. Și există foarte multă contradicție, pentru că voi aveți fani. Sunt oameni care vă susțin, sunt oameni care cred, vă urmăresc și în momentul în care veniți cu această încercare de a capitula, și pentru fanii voștri deja este un moment de derută. Eu singură dată am zis și ultima. Nu mai întrebe. De să ce? Mai zic, da. Pentru că e bine acum aici.
dacă sunt alături de sese, ce mai contează? Și pot să se dea în mine din partea tuturor din casă. Chiar nu-mi pasă. Da, legat de conflictul sau mini-conflictul cu doamna Dana? Ce pot să spun? Eu am spus. Nu trebuia să se sesizeze, clar, ea are foarte mult susținători afară. Tu și... Tu m-ai întrebat dacă sunt supărată, tu te-ai băgat în seamă cu mine. Păi aveai o față foarte ciudată și... Da, ți-am spus că sunt obosită. Am zis cumva să nu-ți afectez cumva. Ciudată, mereu am ciudată pentru tine, ce pot să spun. Da. Te deranjează faptul că ți-ai pierdut imunitatea din cauza asta? Nu, eu oricum am imunitate, oricum ar fi. Ce înseamnă? Ce dacă... Păi da, pentru mine, eu oricum am spus și voi spune, nu? Dacă te votează cei din casă, cum ai imunitate? Ce pot să mă voteze, că oricum telespectatorii aleg. Ce dacă ei mă votează? Nu au ales întotdeauna telespectatorii. Nu aleg telespectatorii. Dacă te votează casa, de data asta e... Există, da. Există da. Votare pe loc, eliminare directă. Da, așa să fie. Cum o vrea Universul. Cum se? Nimic, plec la pachet. Pleci la pachet? Da. Înseamnă că asta s-a vrut. Păi nu, dacă este o votare doar pentru fete, nu poți să pleci la pachet. Cum? Dacă se votează doar pentru fete, nu poți să pleci la pachet. Sese, dar ce vrei să spui prin asta s-a vrut? Cine a vrut? Da. Ei, ca să scoată imunitatea. Păi jocurile astea, nu știu. Nu zic că cineva din case. Exact pedeapsa asta s-a dat. Adică da, de ce să suferim alții? Până la urmă, tu trebuie să înțelegi că asta este o competiție, da? Păi, da. Și într-o competiție pot fi strategii sau nu, da? Poți să alegi să te încerci să te înțelegi bine cu toată casa și atunci să-ți faci aliați și atunci poți să stai liniștit că știi că niciodată nu vei fi votat de o persoană sau de alta sau nu, adică până la urmă... Acum, eu o să vă spun cu tot dragul, faptul că emisiunea asta atât de urmărită nu este o agenție matrimonială, adică nu trebuie să privim lucrurile doar prin prisma faptului că ne-am format un cuplu care este format într-un mod, cum să vă spun eu, într-adevăr, bazat pe ceea ce v-a plăcut unul la celălalt, bazat pe niște interacțiuni foarte intense, dar cuplul ăsta rămâne de supus unor vicisitudini afară, da? Lucrurile se vor întâmpla într-un mod diferit. Deci nu vedeți valența acestei emisiuni doar ca o rampă de lansare a cuplului respectiv, da? Ar trebui să existe o perioadă aici pe care voi să o luați altfel decât o faceți voi acum. Gata, sunt într-un cuplu, dacă iese partenera mea, sunt pregătit să ies și eu. Deci eu am spus și mai devreme. Da, ok, dar ți-am spus și mai devreme, ar fi bine să nu priviți lucrurile doar atât de aproape. Să încercați să nu mai dați un semnal publicului că până la urmă este vorba despre un parcurs până la final, care are și un premiu, da? Și are, dincolo de ideea emisiunii în sine, scopul este ca voi să plecați de aici convinși de ideea că acest cuplu s-a consolidat. Voi aveți o oportunitate pe care un cuplu normal de afară nu o are. Să interacționeze atât de intens și supus atâtor probe, da? Să fiu pregătit tot timpul să spun, a, nu-mi convine, ies, capitulez, nu mai îmi convine, mi-e dor de casă, este deja și în defavoarea voastră, pentru că nu rămâneți concentrați și nu construiți, și din perspectiva telespectatorului care va deveni bulversat pentru că nu înțelege, mizează pe voi. Sunt foarte multe cupluri consolidate, v-am văzut de foarte multe ori în situații extrem de apropiate și în momentul în care veniți cu astfel de chestie, Iana, pentru că dacă vrei să spun ceva, și la tine mesajul este contradictoriu. Andrei, acum încearcă să fie pansament, să fie psihologul tău și nu înțelege după o perioadă atât de tumultoasă, de în zilele astea în care ați fost atât de apropiați, cum poți să-ți exprimi sentimentele atât de intens și cu toate astea cu un picior să fii pe plecare. Cum e, Iana? Eu cred că el pe mine mă înțelege. Cum? Eu cred că el pe mine mă înțelege. Și tu pe el? Probabil nu atât de bine cât el pe mine. Andrei. A spus foarte bine mingea la filo, mi-a plăcut, sincer. Am înțeles mesajul tău. Da, într-adevăr, e loading. Hai să vorbim puțin mai de înțeles oamenii. Da, eu înțeleg. Sunt de părere că toți de aici am lăsat în spate, nu știu, job, familie. Am făcut sacrificii, până la urmă despre asta e vorba, da? Avem sacrificii, alegeri și ne asumăm riscuri.
o pot înțelege că na, și-a exprimat dorința de a merge acasă, cum și eu recunosc că am făcut-o cu ceva timp în urmă, și nu doar eu, așa, dar sunt de părere că dacă e să rămânem împreună, sau timpul de aici nu este de ajuns, nu este suficient pentru a ne clădi, a face relația să fie cât mai sustenabilă, cu siguranță o putem face afară. E ca și cum ai intra la o firmă, da, la o companie mare, la o multinațională și intri la un nivel de entry level sau, nu știu, un nivel mediu și după poți să crești, poți să promovezi. Bun. Cam atât despre subiectul ăsta. Ne reflectați la aceste lucruri pe care vi le recomand, că ar fi mai bine să vă concentrați pe parcursul pe care îl avem în continuare și din respect față de telespectatori și pentru a consolida ce ați construit și haideți să vedem mai departe ce subiect avem pregătit.